scorul s-a despărțit de Alexandra și apoi se duce la puterea dragostei să-și caute mare iubire. Bă, dacă facem 80.000 de like-uri, facem partea a doua cu întrebările voastre. Salutare, mă, și mai luăm, băi, față, astăzi avem aici un subiect foarte controversat, suntem aici cu Nikos, de la Puterea Dragostei, este un prieten vechi de-al nostru, faci și tu introducerea, bă, care braț puternic rău de tot, dacă vrei să zici ceva aici la șefani. Johnny, bravo, după o lună în sector 3. Deci peste aspectul ăsta, vă salut pe toți, eu sunt Nikos, mă știți de la colo din acest vlog, că altă parte n-am apărut. Nu, cum mă, frate, mă, spune cine erai înainte, dacă vrei. Dacă vrei și în partea aia, dacă vă luăm așa, știi? Multă lume nu mai recunoaște, în schimb, eu sunt emoji de pe YouTube. Da, tipul ăla obez, care folosea 15 scaune în loc de unul ca să la calculator, se juca. Mie nu vine să cred că, sincer, arată așa. Adică zici că, băi, zici că e alt om, la modul de schimbare, gen 100%. M-a întrebat foarte multă lume, cum am slăbit, cum nu mă crede nimeni, m-am rugat Dumnezeu. Serios? Da. Bine, ai făcut și sport, vă spun. În timp ce mă rugăm. Ok. Da. Acum Nikos este la Puterea Dragostei, mă, frate. Și astăzi am niște subiecte controversate pentru că eu vreau să aflăm adevărul despre Puterea Dragostei, pentru că am înțeles acolo că sunt foarte multe controverse, chestii, multe lucruri și dacă vă uitați până la sfârșit o să aflați multe chestii pentru cei care sunt fani Puterea Dragostei, să zic așa. Eu n-am mai făcut chestia asta până acum, dar da, există un început pentru toate, să zic așa. Așadar, ce întrebare am eu pentru tine, în primul rând? Cum e să fii la televizor? Prima întrebare. Bă, mă gândesc că da, îți dai seama, și eu am apărut, dar am întotdeauna subiect bun. Este o senzație foarte ciudată pentru că nu te simți că ești la televizor acolo. Sunt două case, okay. Sunt legate una de cealaltă, iar în momentul în care ești filmat, tu nu știi că ești filmat. Sunt practic niște geamuri blindate. Serios? Da. Adică tu nu vezi camere gen cum e acum? Nu vezi camere. Sunt niște geamuri blindate, sunt și câteva camere aranjate prin colțurile casei. Ok. Și efectiv, orice pârți dai, orice faci, ești... Da, ești monitorizat, să zic așa. Ești luat direct, amprent. Păi și la baie, frate, dacă vrei să faci tu o treabă, o chestie. Frate, la baie e altă chestie, mă rog. Cameramanul vine după tine, dar închizi ușa. Am înțeles. Nu există așa ceva. Locurile intime nu ești deranjat. Bă, e bine, adică e ok, măcar știi o limită de bun simț, să zic așa. Da, dar chestia asta e cu un scop. Deci ești filmat peste tot oriunde. Mm-hmm. În cazul în care spui ceva care ar trebui să afle celelalte fete, vreo strategie, vreo chestie, vreo minciună, vreo... E agitație mare, să înțeleg acolo. Păi bun, asta am rezolvat cu televizor, să zic așa. Cum ai ajuns la Puterea Dragostei, frate? De unde și până unde? Mă, frate, o să spun, o să-ți fie amuzant. Era într-un meci de face-it. Pe bune glumești sau? Nu. Și în timp ce eram spectator, pentru că eu, asta a fost cariera mea în acest joc, mai mult spectator, am intrat shift-up frumos și a intrat Google, nu știu cum a apărut pe un site pe care mă uitam eu, reclamă, aplic acum, am aplicat și a fost foarte ok. După un an de zile m-au sunat. Bă, mai bine mai târziu decât niciodată, dacă aș putea să zic. Vorbesc serios, după un an de zile m-au sunat, am crezut în prima oară că glumesc, nu știu. Că e ceva o farsă. A apărut așa, după un an de zile, nu mai știam că am aplicat. Salut, am un șef, ești interesat? Am zis da, până când m-am trezit acolo, eram pe drum spre Istanbul. Foarte, deci asta nu se ține în România, gen? Nu, frate, nu, Istanbul. Istanbul, turkish. Durum, Arkadaş. Shaorma, ăștia, toți băieții. Laleli Bazar, mai contează. Off-White, mă credeți? Mă credeți? Eu îl cred pe cuvânt, credeți-mă. Credeți-mă. Am dat cam atât pe el. Bă, nu contează, mă. Dacă ești un băiat modest, nici nu contează cu ce haine te îmbraci, frate. Așa. Bun. Mi-a probabil recomandat un clip de-al tău, știi? Și acolo te-am văzut eu, adică am văzut că ești la Puterea Dragostei. Văzusem eu la tine pe Facebook cu ceva de genul ăsta, știi, că ești la Puterea Dragostei, dar nu m-a interesat pe mine foarte mult, știi? Eu îți mai dau like-ul la postări, ai văzut, știi, chestii genul ăsta. Și am zis, bă, frate, acolo pe canal de gen, pe canalul lor de YouTube, am văzut acolo la recomandate că, domne, Nikos, nu știu ce, nu știu cum, știi, un clip de prezentare sau ceva de genul ăsta, nu știu de ce. Știu despre ceva. Ok. Da, și tu acolo chiar m-am uitat, știi? Și am văzut că ai zis că ai crescut fără mama sau ceva de genul ăsta. Și eu știu că tu aveai mamă sau nu știu care e treaba, adică... E un pic mai complicat. Okay. Mama mea naturală, biologică, eu nu prea țin legătura cu ea. Am înțeles, ok. Și de la o vârstă destul de micuță, pot spune așa, am cam rupt legăturile cu ea și am rămas cu tata. Mm-hmm. Persoana aceea pe care ai văzut-o tu în live-urile mele, nu știu, era de fapt mătușa mea, dar nu am stat niciodată să explic chestia asta. Eram un punct mai sensibil și n-am vrut să detaliez, dacă mă înțelegi. Am înțeles. Păi atunci nu intru foarte mult în detalii. Da, am crescut mai mult cu tatăl meu, nu sunt
Nu-mi pare rău, îmi iubesc tatăl foarte mult. Sunt am văzut că sunteți foarte apropiați. Exact, el nu e tatăl meu, e prietenul meu, pot spune. Are grijă de mine, mă sfătuiește. Am văzut că n-am ieșit și afară, adică omul e... Și tovarășul tot cel mai bun, adică da, e super mișto. E pe Caterică, e super mișto. Și pe ăștia de pe YouTube, știu, Bilosul, că așa îi zis. Da. Adevărul e că tata e tank, ești nemul la cap, dacă vezi cum e merge pe stradă și îi spune... Oh. Johnny, bravo! Să mor dacă nu e numărul 1. Am văzut odată pe Instagram că s-a distribuit foarte mult, adică a fost foarte tripsat, așa să zic, așa, că te-ai luat la bătaie cu cineva sau era să te iei, nu mai știu, cu Bonul, Achebonul, Achebene, Achebonul, cum îl cheamă, că nu prea mă pricep eu cu numele așa, nu vreau să jignesc pe nimeni, adică ca idee, știi? Numai că nu-i cunosc pe toți după nume. Da, e normal, atenție, okay. Nu m-am spus și cred că nu o să spun nici Achebonul. Uh-huh. Într-adevăr, au fost deja discuția, mama aprinse, ce ai mă, sunt... Chili pepper pe ochi, pe nas, pe urechi. Am zis să mă bată mama, dacă nu te bate mama. Și okay. Am început să ne jignim pe acolo prin platou. Că eu te bat și ăla. Nu, eu te bat și nu știu ce, nu știu. Ba nu eu! Că au fost discuții din emisiune. Nu știu, în momentul în care stai lângă un om în aceeași casă ore și ore și ore, la un moment dat ajuns să te ceri la o frimitură. Am înțeles. Cam așa a fost și discuția atunci. Nu mai știu, parcă i-am spus eu băi și el, de ce vorbești cu mine cu băi? Da, am văzut, am văzut. După aia el s-a ridicat în pumn, după aia m-am dus și eu în pumn. Eu știu că tu ești mai vulcanic așa, adică nu prea, nu știu ce să zic. Mă mir că te-ai abținut să zic așa. Bine, nu cred că... Nu cred că acum vă băteați acum pe bune la modul că nu. Frate, ceea ce nu înțelege lumea, multă lume spune că este fake tot ce se întâmplă acum. Mm-hmm. Să știi că părea, adică... e tu mă cunoști pe mine. Da, eu știu că ești vulcanic. Adică... E dovedit din sezoanele anterioare. Alții chiar s-au bătut. Depinde ce limite are fiecare om. Dacă... Da, dacă te bați, nu știu, zic așa, pentru mine, știi, gen, te dă afară sau ceva de asta? Da, uite, exemplu, Achebonu și Paul au lovit pe un concurent Marinescu, Marineasca, de fapt, ca și spune lui. Au fost descalificați, la revedere, papa. Arcadaj, bumbu. Asta e bine că, na, până la urmă trebuie să se impună niște reguli, știi? Îți dai seama că violența nu este, eu unul personal nu recomand violența nimănui, nici calo, nici nu vouă, okay. Cei care se uită, dar în multe situații din viața noastră de zi cu zi, unii oameni exact. Că și-o caută ei, fiecare care au fost sancționați pe măsură, zic eu. Bun, altă întrebare, să zic așa, eu mai am auzit niște zvonuri că tu ai fi fost eliminat, știi? Și am văzut pe YouTube niște chestii de genul ăsta, nu mai țin minte exact pe ce canal. Dar ce zvonuri ai auzit? Bă, nu știu, am zis așa, știi că aici, bă, despre adevărul, dacă, bă, dacă vrei să zici, dacă nu vrei să zici, nu e niciun fel de problemă. Dar bă, știi cam ce-am mâncat azi? Bă, un tristor pentru că... Acum n-are rost să mă ascund ce să mai sunt, pe față până la capăt. Într-adevăr, am fost eliminat la vot, dar la cererea mea. Eu mă înțeleg cu majoritatea fetelor și băieților din această emisiune, chiar dacă am avut mici conflicte, în schimb le-am rugat, băi, votați-mă să ies, pentru că trebuie să ies afară cel puțin o perioadă, trebuie să îmi rezolv niște lucruri și am avut niște mici probleme așa de sănătate, pot spune. Am știu că mi-ai zis tu ceva, dar nu... Da, e mai ok să investighez acasă, să fiu și un pic aproape de familie. Eu nu știam că ești în Istanbul, eu am crezut că ești gen în România și am zis, bă, de ce nu te-ai dus acum? N-am putut nici să-ți spun toate detaliile astea, pentru că am crezut că n-am voie și n-am vrut să-mi periclitez situația mea. Da, da, e cel mai bine așa, e cel mai bine. Da, așa e ce bine. La fel de multe like-uri să dați și voi. Pune-mi întrebări. Bă, da, n-am ce să zic. Bă, eu sper să rezolv problemele astea și, na, nu știu dacă pe și ai cum să revii în toată chestia asta? Sau în primul și în primul rând sunt ca și rezolvate, mă simt de excelent, sunt într-o stare minunată. Okay. Pe lângă faptul că am, mamă, să zic sau nu zic, am început să vorbesc cu o fată de acolo mai mult de când sunt afară decât când eram acolo. Am înțeles, deci o mică să-i zic numele? Zic fată numele, să fie aici, să fie numele. Așa ca să... Mi-a răs bine și le zic eu sau cum facem? Mamă, de ce? Eu chiar îmi place să fac așa un podcast ăsta, să mor dacă nu chiar e interesant. Nu prea sunt eu... Despre aia este vorba. E frumos la puterea dragostei. Băi, ce mă duc cu pipla, băi? Să mor dacă nu e frumos la puterea dragostei. Bine eu, v-am găsit, băi, șef. Nu, mă, e ok. Păi și faceți casă sau nu faceți casă? Garsonieră facem să mă... Păi și ia zi, păi cum, adică, până la urmă, ai zis că poți să te întorci sau nu poți să te întorci? Poți să mă întorc, dar este... Nu este o problemă, niciun hop, nu știu, este o singură chestie. Nu mă întorc eu înapoi în această emisiune că vreau eu. Decât dacă vreți voi. De ce spun asta? Pentru că... Voi sunteți speranța! Voi sunteți calea! Chemarea lui Iisus Hristos! Voi mă faceți să mă întorc! Există un site www.puterea-dragostei.ro.
pe care îl accesați de vrei orice... să lăsăm în descriere? Ca, nu știu, lumea să te voteze? Da, îți dai seama cum aș bucura să primesc cât mai multe voturi. Na, este comunitatea asta altă care... Am fost și eu lumea asta de gamer. Mă crezi că mi-e dor să mă joc? Bă, frate, nu știu. Poate că dacă lumea vrea să te voteze, eu zic că e ceva, trebuie să plătească oamenii, e ceva, cum, no, se, cum se procedează? No, sau cum no, se... Este un site www.puterea-dragostei.ro, te loghezi okay. prin Gmail. Ok. Iar apoi selectezi pozica cu mine, o să ți-o las da, în privat. Da, da. Dai, votează, completezi captcha cod de la și se la poezii. Să... A, doar tot, nu trebuie să completezi date, da, nume, da. Chestii. Votat și sunt pe avion direct. Bă, dacă vreți, nu știu, eu vreau să las acolo nică descriere că nu. Dacă ești cel mai ce? Votat, câștigi 1500 de euro pe săptămână. Bine ca salariu, să mor dacă nu. Mamă, știi câte mai euro ție de bani e? Mai euro din Turcia, să moară mă ieții. Bine acasă să facem mărci. Să mor. Băi, fata, dacă vreți să votați, aveți link în descriere. Dacă nu vă costă nimica și vreți să ajutați pe omul ăsta, eu zic că, na, n-aveți nimica de pierdut în primul rând. Adică, până la urmă, de ce nu, știi? A fost aici un vechi camarad după Counter-Strike, poate și nou, să mai jucăm și noi ceva împreună, că dacă ceai că ți-e doar, ești bine pe brațe, văd că Johnny Bravo. De la Ovăz. Și întrebări să-ți mai spun eu, frate, mă, Bogdane, ajută-mă, frate, cu întrebare, mă, veriu. Zi-mă, tata. Tu ai vrea să fii concurent la această emisiune? Hai că eu azi la puterea dragoste, eu am femeie, frate, eu iubesc, eu asta nu dar pot să... Dar să fii fake. Păi, nu știu ce să zic, adică... Să fii pentru fală. Nu, frate, nu știu dacă aș cum ar fi să creeze Colo de asta? Colo s-a despărțit de Alexandra și apoi se duce la puterea dragostei să-și caute mare iubire. Samba, po. Po. Mamă, cum ar fi asta? Pentru suma corectă, canal de Evo Pop. Ți-am dat și titlul, să mor. Să mor. Ți-am dat și titlul. Noul concurent la puterea dragostei, Colo. Hai că da. Bă, nu știu ce să zic, nu știu dacă aș accepta vreodată așa ceva, dar m-am spus. Dacă îți pun eu o întrebare, yeah. Dacă ar fi să alegi între 50, nu, între, nu prea mult, să nu, 50, între 10.000 de euro și să stai în emisiunea asta ca să devii cel mai faimos om din România, ce alegi? Să devii cel mai faimos om din România? Nu e de bancă, banii vin pe aia. Și dacă pe aia și trăgești la toate clipurile din social media? Nu, nu e Caterinca. Păi da, mă, dar lumea te cunoaște oricum și oricum poți să crești după aia și poți să faci mai mult decât 10.000 de euro. Adică eu așa gândesc, știi, gen scrie. O să crei. Faci parteneria cu Iran după aceea, știi? A, Turcia, m-am prins. Frumos, da, nu-i nicio problemă. Știi cum se zice la shawarma în turcă? Nu. Durum. De ce? Pe cum o vine de la ei shawarma nu-i denumirea lor? Nu, durum. Durum. Vreau și un durum? Durum. Și cum e cer un durum? Durum. Durum. Ho 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 durum. Dar știi cum se zice că așa din urmă? Ierechiciuc. Ierechiciuc. Hai să mi-e li mechiciuc. Dacă îi vezi pe turcii alea că Ierechiciuc, nu se vor copiii mei. Nu mai așa. Serios? Așa sunt oameni acolo? Da, sunt panicuri, sunt de aia. Păi da, mă, sunt. Acolo sunt oameni de azi, femeii de alea. De aia stai așa un pic. Că asta vreau să te bag. O să ieși acolo afară de la, din cabana asta sau cum e? Cabana! Mă rog, sau ce e ea? Cabana puterii de dragostei. Nu știu să zic așa. Bă, frate, putem să ieșim oricând, doar că în timpul filmărilor sunt da, acolo. Da, în timpul filmărilor normal, nu, dar nu... În timpul filmărilor sunt acolo, toată acțiunea se petrece acolo și oriunde mergem trebuie să fim însoțiți de către cineva ca să nu facem... Ah, am înțeles, am înțeles, am înțeles. N-avem voie să ne vedem cu fetele, uh-huh. Este amendă, amendă. Și amendă și te dă și afară. Cu fetele din cabana respectivă sau cu alte fete? Sau și și? Și și. Am înțeles, am înțeles. Păi și cum, fără femeie, așa de rog? În România, public 24. Bă, frate, deci gândește că am stat aproape 3 luni acolo, 2 luni ceva. Bă, frate, în momentul în care stai 3 luni, nu știu, ia, imaginează-te pe tine că n-ai parte 3 luni de nevasta ta. Încep și mergi pe shift așa, pe aici. Ești pe crouch, să mă rog. Îți iei așa ușor, înțelegi, și deja te enervezi în orice ești. Îți dai seama că ești mai recalcitrant, da. Nu știu ce. Eu, sincer, prima lună, hai să zicem că am trecut peste, restul de două și că aveam ciclu. Bă, nu știu să zic. iCycle, nu știu, aplicația de la iPhone? A. Fai de capul meu, buton roșu, panic SOS. Am înțeles, omul era pe agitare. Era pe agitare, pe vin spumant. Bă, nu știu ce să zic, da, e nasol, îmi pare rău că asta. Păi și dacă vrei să faci cumva ceva cu o fată, ce, te descalifică sau, adică... Sau păi doar trebuie să știi cum. Adică? Păi nu știu, eu te urmăresc puțin de foarte, mă schimb un căcat. Ah, am înțeles. Așa, te-ai dus. Nu știu ce, mă duc eu până în oraș să-mi iau niște blugi, Ștefan Popescu. Și te duci la drum. Ți-am spus cu omul ăsta, mă, asta cu... Credeți-mă că mă duce capul în aici. Dar nu m-am dus, nu m-am dus, n-aveam bani. Ah, am înțeles. Păi cum acum, în toată Turcia, că acolo e ieftin tot. Mi-am luat haine de la Off-White.
Ok, da. Ce întrebări să-ți mai apun eu, frate? Ție, bă, nici nu mai știu. Cam asta ar fi fost tot. Nu știu așa ce ar fi fost mai picant. Dacă mai vreți să mai facem partea a doua, cine știe, dacă strângem acolo foarte multe... Zi un număr de like-uri pe care să strângem dacă vrei să facem partea a doua. Cu 8. Întrebările lor. 8. 8 ce? 10.000 de like-uri. Aaa, am înțeles, am crezut cu 8 like-uri să vă arăt. Bă, dacă facem 80.000 de like-uri, facem partea a doua cu întrebările voastre despre... Că emisiunea asta și despre cum este el acolo și despre cum sunt și eu alții sau nu știu, face să fie bine, să nu fie rău. Mamă, niște întrebări, voi chiar vreți să-mi iau amendă aia de 10.000 sunt. Da, mă, puneți-mă toate întrebările din lume, dacă aveți în secțiunea de comentarii, feel free to go to... Hai să vă dau eu niște indicii așa. Întrebări precum, este adevărat, Nicos, că este fake tot ce se întâmplă acolo? Este adevărat că ești obligat să faci anumite lucruri, că ești constrâns de situație să spui anumite lucruri? Întrebările astea sunt la ordinea zilei, în cadrul acestui subiect. Am înțeles. Le vom discuta când vom strânge 80.000 de lei. 80.000 de fâțe. Păi atunci nu mai are rost să mai le discutăm acum. Cam asta a fost vlogul nostru. Eu sper că v-am satisfăcut, să zic așa, oarecum întrebările voastre pe care le aveți despre această emisiune. Pentru mine este o chestie nouă, să zic așa, dar mie îmi place ideea asta de podcast, așa, să vorbesc cu cineva, și pentru că aici a fost aici pe prietenie, cum am fost noi pe CSGO, să zic așa. Am zis, mă frate, hai să o dăm și pe emisiune, pe ceva mai serios, să zic așa, știi? Hai să dăm și un plus rep colo apu pe Instagram la el. Plus da. Rep. Îmi dau plus rep pe Instagram. Da, nu uitați să ne urmăriți și pe Instagram, acolo apoi și Nicos X9. Asta este. Și noi o să ne vedem pe data viitoare. Hai, cine avea Mirc, să lase un like acolo la episodul nostru. Aveți grijă de voi, pa. Aveți grijă de corpurile voastre. Sănătate. Dacă știu, ești gras de ce am fost eu. Ca ți-ești prada, dacă vezi tu unica de 2 tone care arăta înainte și de mă. Să moară familia. Păi avea 145 kg când a murit. Deci că am înghițit doi interlopi pe aici să moară. Era pe spate, mă rog. Chistul geamul și ușa. Mă mișcă, sunt Johnny Bravo, pe mă simtești. Da. Să închizi tu vede ușa telefonului. Când vrei tu să închizi ușa, da? Dacă vrei. De când mă știu, sunt șefan. Sunt șefanul suprem și am cei mai tari fani. Șefanii mei zic respect.